Vin și vă spun părerea mea. Sigur, și bazată și pe anumite informații, că toți avem surse. Adică dacă cineva ne-ar cere să ne devolăm sursele ca dumneavoastră ca jurnaliști, ar fi chiar culmea. Eu vă spun părerea mea. Eu cred că această demisie, și atenție, eu cred că este o demisie, nu o demitere, o demisie a lui George Maier. N-am mai vrut să mai rămână. Datorită faptului că în această perioadă, și poate timpul nu va confirma, rămâne de văzut dacă am dreptate sau nu, pentru că sunt niște fapte despre care eu vorbesc acum. Serviciul Român de Informații împreună cu unitățile de parchet, nu numai DNA-ul, dar și alte unități de parchet, și cu Ministerul Interne, lucrau la niște cazuri extrem, extrem, extrem de complexe, care implică inclusiv politicieni. Da. Nu. Eu nu mă apuc acum să confin sau să infin sau... Eu vă spun părerea mea la modul general, pentru că nu pot. Ce spuneți dumneavoastră rezultă că o grupare... A fost, din punctul de vedere, această demisie a venit pe acest fond de presiune care, vă dați seama că fiind... Sunt foarte mulți oameni implicați în aceste dosare, ca să zic mai cineva care vrea să dea o lovitură anticorupției a pus la cale debarcarea lui Maier. Nu poți să o dai pe Codruța Chiobeși pentru care are 3 ani de mandat. Da? Așa. Și nu poți să dai șeful DNA afară. Sau nu poți să creezi o altă presiune ca să cedeze și să plece de acolo. În schimb, șeful SRI, care are un mandat foarte clar și acum i-a expirat mandatul, sigur că e mult mai ușor să pui presiune și nici SRI nu este DNA-ul. Păi și cine să fie oamenii ăștia atât de puternici care poate să dărâme pe cel mai puternic om din România? Nu este cel mai puternic om din România, cel mai puternic om din România este președintele României. Și președintele României lucrează cu corupție? Eu n-am spus asta. Nu, eu nu știu. Eu v-am spus o părere, luați-o cum vreți. Păi da, nu o analizăm acum. Și vă mai dau un indiciu, uitați-vă, citiți presa internațională în zilele următoare și eu cred că a avut legătură și cu niște opțiuni de securitate regională ale domnului Maier, care nu cred că au fost compatibile cu ale președintelui sau ale altora. Citiți presa internațională. Păi nu, dăstați așa că nu dăm pe după gard. Da, nu pot. Așteptați să citiți articolele. Eu acum fac o presupunere. Domnul Iohannis este pro-NATO, pro-european, e în liniile general știute și domnul Maier era la fel. Da. Adică, cum? Adică, acum chiar mă surprinde să cineva a luat o barătură aici. Dacă New York Times publică ceva sau Washington Post, am mai multă încredere decât dacă publică... B1, da, zice să luați post că e aici, că e aproape și gata, ați rezolvat chestiunea. N-aș veni la dumneavoastră dacă ar fi așa. Atenție, nu vreau să merg mai departe. Mă opresc la analiza mea unde am ceva informații. Și dacă timpul va confirma, și ce nu înțeleg oamenii ăștia este că dosarele vor merge mai departe. Pentru că Florian Coldea este fix pe acea lungime de undă cu George Maier. Au primit o oarecare satisfacție, niște personaje, niște grupuri, niște... Că ați spus de...